Rahmani ale și Burmaz ale și 2-0 ale la pauză. Îmi place, îmi place sentimentul ăsta. Spuneam că sper că nu mai avem un meci sponsorizat de vreo pastilă de inimă, dureri de cap. Prima repriză n-a fost și sperăm să rămână așa până la final. Vă salut, dragi rapidici, din nou vorbim despre prima parte a meciului cu Oțelul, cu Tavi Chihaia și Lucian Goge. N-a fost chiar atât de simplu precum arată scorul. A fost un meci în care Oțelul a încercat să-și facă apariția, a încercat să fie protagonistă, doar că de la un punct încolo s-a cam văzut diferența de valoare individuală și colectivă. Da, nu ne-a surprins faptul că Oțelul a arătat o agresivitate în joc. Din punctul meu de vedere, stă un pic mai sus decât m-aș fi așteptat și acest lucru a fost speculat foarte bine de atacanții noștri și prin calitatea lor am reușit să marcăm de două ori. Golul lui Burmaz e unul de pus în ramă, nu, Luci? Da, e un gol spectaculos, dar pe lângă asta eu cred că au avut un meci reușit ambii atacanți. Și mai ales Krasnici, mie mi-a plăcut foarte mult, a plecat foarte mult în spațiu, a cerut mingea, a creat debandadă în apărarea Oțelului și eu cred că Rapidul a reușit o primă repriză foarte bună. Sperăm că Albion n-are nimic complicat acolo la accentare, pentru că ne-au fost furați ochii de execuția fantastică a lui Burmaz, dar Albion se resimțea undeva la mijlocul terenului și glumeam eu, noi, în timp ce se făcea verificarea golului, am zis că nu știu ce ar putea să verifice, poate le-a plăcut celor din camera VAR atât de mult golul lui Burmaz. Cum rămânem în controlul jocului? Evident, ținem de minge, suntem agresivi, dar cred că șansele să pierdem jocul din mână sunt minuscule, nu? Nu știu dacă e formularea corectă. Cred că sunt foarte importante primele 15 minute, pentru că Oțelul nu mai are multe lucruri de pierdut acum. De fapt, nu mai are nimic de pierdut și va risca. Important este să gestionăm începutul de repriză foarte bine, pentru că sigur ne vom crea alte ocazii datorită spațiilor create de Oțelul. Bun, Luci, mai ai ceva de adăugat pentru repriza secundă? Eu sper să fac o repriză secundă la fel de bună și să rămână ofensiv, să fie agresiv și să reușească să marcheze și al treilea gol, pentru că 2-0 este un scor periculos. Hai, să nu mai fie niciun scor periculos, știu cum se zice în fotbal, dar nu e cazul, nu e seara. 9 puncte în primele 3 meciuri din 2024 e cam ceea ce ne dorim. Nu dormim, nu dorme nimeni. Dar oricum, parcă mă dezobișnuisem cu relaxarea asta. Nu știu dacă e relaxare, dar e un pic de... Relaxare în tribună, relaxare pentru mine, aici, noi, în studio, pentru că și la pauza meciului cu Craiova a fost dificil de gestionat și în vestiar și în studio. Nici la pauza meciului cu Dinamo n-a fost, și nici meciul cu Dinamo n-a fost unul liniștit, și pentru că a fost un derby și pentru că a fost o partidă complicată. Acum, în repriza asta, Oțelul a avut posesia poate mai mult decât ne așteptam, dar nu ne-a pus neapărat în pericol și când am ajuns cu mingea în apropierea porții, cam de fiecare dată am adus pericol. Ocazie sau nu? Da, asta înseamnă și calitatea jucătorului individual, cum am spus, și o partitură tactică foarte bine interpretată de către echipă, pentru că sunt convins că la analiza adversarului s-au văzut niște carențe defensive din partea Oțelului. O să-l viseze fundașii, o să-i viseze de fapt fundașii celor de la Oțelul pe Albion, pe Burmaz și pe Krasnichi și Papo. Albo a venit foarte bine din spate. Mai vorbim la final despre meci. Cu echilibru, exact, da, știu. Repet, e cumva un sentiment nou pe 2024 că suntem un pic liniștiți după 45 de minute. Dar echilibru. Ne vedem la final. Să vorbim despre victorie, sper să-i ascultăm pe jucători și să ne bucurăm de încă o victorie a Rapidului. A Rapidului!